A fost realizată prima operă din cadrul Festivalului de Artă Stradală de la Târgu Jiu. Chipul marelui sculptor Constantin Brâncuș poate fi observat de publicul larg pe zidurile anfiteatrului din Parcul Central. Lucrări vor fi realizate și în alte zone cheie ale orașului, un cunoscut artist urmând să ajungă zilele acestea în orașul lui Brâncuș. Îl vom avea pe Farid Rueda, muralist din Mexic, care tratează tema animalelor pe care de dispariție. Lucrările sale, pe care puteți să le urmăriți și în online, dar le veți putea urmări și pe Școala 8 din Târgu Jiu, ele sunt în New York, în Moscova, în Cancun, în Bogota, în Lima, în Paris, în Stockholm, în Copenhaga și da, trebuie să fim mândri că Târgu Jiu este pus pe această hartă. Este o discrepanță între orașele pe care le-am enumerat mai devreme și orașul Târgu Jiu, din situația economică, din situații istorice din care am trecut fiecare cultură în parte, însă sunt foarte mândru că am reușit să avem în Târgu Jiu Farid Rueda, care este prima oară în România, Farid Rueda care în ruta lui de mesaj prin arta stradală vine din Cancun, merge la Milano, vine la Târgu Jiu, după care pleacă la Moscova. Tema de anul acesta a festivalului este infinitul, însă artiștilor nu li s-a impus să deseneze un model anume. Orașul Târgu Jiu nu stă doar în Brâncuș, au punctat organizatorii. Este o temă fictivă și în același timp realistică. De ce? Pentru că fiecare artist pe care voi îl veți vedea în oraș, veți vedea interpretarea infinitului din punctul lui de vedere. Lumea se așteaptă ca infinitul să fie acel 8 orizontal, se așteaptă ca infinitul să fie doar coloana. Nu, infinitul este și lacrimile de pe obraz ale fetei care plânge că planeta ei dispare. Orașul nostru nu stă doar în Brâncuș, care este o persoană care nu mai are nevoie de nicio prezentare de-a lungul timpului și aportului pe care l-a adus, însă aș vrea ca fiecare să înțelegem că nu putem să ne concentrăm doar asupra lui Brâncuș și să nu dăm șansă altor tipuri de artă. Din punctul meu de vedere, consider, cum am spus-o și mai devreme, că orice oraș trebuie să aibă artă stradală, pentru că orice oraș are categorii sociale diferite și orice oraș are oameni care cu care probabil nu se dialoghează, și iar arta stradală exact asta face, le transmite un mesaj. Festivalul de artă stradală se va încheia pe 28 iulie, când va fi realizat un tur prin oraș pentru prezentarea în detaliu a fiecărui mesaj stradal.